vezi ceva? Adulmec. Neagule! Neagule! Neagule, ia vino cu-a! Ia, ascultă. Tu auzi ceva? Câini în Giurgiu, capitane. Măi, aud muzică, parcă ar fi marșumiresc. După cum am anunțat, aici trebuie să fie. Cine-l vede primul are o bere? Hai, du-te și fie la cunoț. Să trăiți. Ce caute marșul, miresi? Uite că n-au te provoc. Oricum, marșul miresi mai vesel. Zice că vrea să vorbească cu capitania. I have to go to the phone. I have to give a telephone. Mai plăcă! To give a telephone. Care îl duce pe dânsul până la un telefon, că vrea să vorbească cu împărăția? Eu! Care îl duci, mă? Eu las. To the telephone, let's go! Cântă-mă! Ce prăpăd mare, căpitane, trebuie să chemăm salvarea. Eu îi somez ultima oară și pregătește să urcăm la bord. Poseidon, răspunde! Poveni, capitanul! Poseidon, răspunde! Pe un vapor sunt 30 de cadavre, iar deasupra o sticlă cu rom. Cum e, mă, cântecul ăla? Hai, bre, acum te-a apucat cântatul ceva. Ți s-au umezit pantalonii? Păi noi urcăm sus, tu rămâi aici pe șalupă. Și cu eușa să nu vii ăsta peste tine. Neagule, neagule, vino și ține scara!
puncte de comandă. Vezi și la mașini și la cabine. Vase prin cosacial și nici stipendie. Tovarăș Angel! Jos în cală sunt niște tuburi de oxigen. Dacă explodează, adio, mamă. Dă alarma. Cheamă pompierii. Fă ce știi? Cam intrat într-o rahat. Tovarăș Angel! Tovarăș Angel! Tovarăș Angel, aici mă... Da. Tovarăș Angel, aici Marinescu, raportez. Am ajuns pe Poseidon. Vasul a eșuat, putea în derivă. Ce? Incendiu puternic în sala mașinilor, instalațiile de comandă distruse, în multe locuri gaze. Anunțați pompierii să vină cu măști. Ce cu echipajul? Nu mai știu dacă sunt marinari în viață. Curent ai? Nu! Pompele merg? Nu! Primiți imediat ajutoare și salvarea. Capitanul și câțiva au murit, probabil asfixiați. Ați auzit? Confirmat recepție. Confirmat. Ce încărcătură are la bord? Recepție. Registru menționează. Îngrășăminte agricole 4.000 tone. Rămâneți pe loc. Trimit ajutoare. Terminat. Eu parcă aud niște bocănituri înăuntru. N-auzi nimic, capitane? Câini în Giurgiu, vorba ta. Leagule, până ne vin ajutoarele, noi trebuie să vedem ce-i cu tuburile alea. Unde sunt? Jos în cale. Hai, hai după mine. Încet, încet, capitane, că ne explodează în brațe și ne curățăm. Măi, leagule, nu o să putem singur. Hai să încercăm. Hai. Hai, sus. Sfaroșit, măi!
Dacă e printre voi un bărbat, să urce sus! Șefule, hei! Gicule, stai jos, aici nu te bagi, nu te amesteci. Angela, nu ești la sondă, ești cu mine. Angela, ia mâna de pe mine. Mă, Gicule, mai băut, mă, stai când o potoli Dumnezeu, că uite, râd copiii ăștia de noi. Facem nuntă orice, ce Dumnezeu? Nuntă facem, băi, nuntă mare, tu nu vezi? Nu, vreau să mă uiți și eu puțin așa, mai de-aproape. Are cineva ceva contra? Poate dumneata tata s-o vreau. Vrei să te arăți rău, arată-te. Va fi repiuitul, eh? Ce zici că are în burtă, șefule? Vino sus să-ți arăt. Aici vreau să aud. Îngrășăminte agricole. Ce fel? Azotat de amoniu. Știi cu ce se mănâncă asta? Dar voi știți? Mă rog. Cât? 400 de vagoane. Hai, urcați câțiva. Trebuie să scoatem niște tuburi de oxigen până vin pompierii. Măi, flăcăneață, băiatule, m-am convins. Uite acolo o să ne facem casă când ne mutăm. Hai, ia sfărați, duceți-vă și găsiți un loc frumos. Cât mai departe. Așa, la vreo 10 km. Lăscu să venim la pescuit cu mașina. Și acum plecați! Hai, plecați cât mai repede! Măi, omule, e nebun? Tu unde-i trimis, dragă? Lasă-o să asculte de taică-s. Iar tu, fată, să-mi țin locul până mă întorc. Lasă că nu se întâmple nimic. Pe unde urc? Păi pe aici! Păi, Nicolo, e mai ușor, dar e unul mort în plață. Și dacă-l calci, mușcă, hai! Nu te duce. Toată noaptea mi s-a zbătut ochiul stâng. Ziceai că gata, ai terminat-o cu focurile. Dacă ele nu termină cu mine, Samoilă! Da, Neagică. Și tu ăla, cum te cheamă? Vasile. Așa, Vasile, hai veniți cu mine. Ceilalți, vedeți-vă de treabă. Neagicule, Neagicule, vin și eu. Hai bă, și tu să te bronzezi la foc. Auzi, dacă mă întârzia să ne trimiți de aleguri, ce ai grijă. Șefule, când terminăm ne trimiți cu șalupa aia, nu? Cu aia, cu trenul, vedem noi, urcă! Bă, Zinică, stai, bă, nu fă pe nebunul! Ia mă, aripa, după mine, nu vezi că m-a chemat cu el? Nărțică, am luat și scripca! Zii, mă, una, să-i pară rău! Hai, că acum eu, bă, sunt și lună și naș! Fiecare va marinar printre voi? Ei sunt Samoile și Vasile. Vasile! Eu las asta undeva și vă ajut. Chiar dânsul-i stingător de incendii la sondă. Cico Oprișan, zis salamandă, zis catastrofă. Hai, păi Dinică, lasă-ne clama. Sper să vă fiu de folos. Din foc încă știi pâine. Câți oameni aveți? Iete de salamandră, zis catastrofă. Ne-a pus Dumnezeu mâna în cap, capitane. Ascultă, mie să-mi spuneți Neagu, piază bună, că dacă nu picam azi de serviciu, a cu jucat popice la Constanța. Capitane, măcar știți pe ce sunt scălare? Presupun dacă au fugit toți. Coleacă, motorină și puțin foc, azotatul ăsta e dinamită curată. 4.000 de tone. De ajuns să radă tot pe o distanță de 10-15 km. Bine, catastrofă, bine că ne dai matanițe în curat. Zicează niște tuburi cu oxigen. Unde sunt? Jos, în cală. Fraților, ca la nuntă. De bună voie și nesiliți de nimeni după mine. Ai grijă de lămâița asta că e inflamabilă. Voi cei doi marinari, mergeți la pompele de incendiu. Vedeți dacă se mai poate face ceva cu ele. Bună dimineața, tovară și corbe. Vă rog să mă iertați că vă deranjez duminica. Da, nu-i nimic, Anghele, nu-i nimic. Spune-mi despre ce e vorba, te ascult. Arde un vas panamez. Elena! Ultimul mesaj primit de la bordul lui acum o oră ne informa că au un mic incendiu la sala mașinilor și atât. Le-am cerut precizări, dar au tăcut brusc. Marinescu și Neagu n-au mai găsit acolo pe nimeni. Vasul poate naviga? A ieșuat la kilometrul 154, în dreptul turnului de televiziune. Perfect, atunci poate fi stins de pe uscat. Chemați pompierii. I-am chemat. Am chemat nava de salvare, farul și... Am aici remorcherul Ceatal. Ce încărcătură are? Nu v-am spus. Nu. Iertați-mă, asta era esențialul. Vasul are la bord vreo 400 de vagoane de azotat de amoniu. Așa. Acum sunt ale noastre. În apă cu ele. Dă! Ridică așa. Dă-i, așa. Câte zici că erau?
patru, unul la încărat noi. Hai, pune mâna acolo. Ia. Nene Salamandră, ai crescut în ochii mei. Dacă scăpăm de aici, dau o bere. Ai auzit, primarule, ce belea a căzut pe capul nostru? Tocmai azi. Am aflat. Ce să spun, frumoasă duminică. Bine că n-am plecat de acasă. Ce facem, Marin? Mergem ori? Mergem, dacă trebuie. Calm, calm. Nu te grăbi. Am înțeles. Am luat toate măsurile. Ce măsuri? Ați calculat consecințele unei eventuale explozii? Da. Ai auzit cu ce e încărcat ăsta? Auzit, rămâneți pe navă. Acum suntem 6 oameni, eu, Neagu și 4 voluntari. Ce voluntari? 2 marinari, un lăutar. Ce? Da, da, exact, un lăutar și un petrolist, un ucică salamandră. Zice de stingător de sonde, care sunt ordinele? Faceți tot posibil ca incendiul să nu se extindă. Toate dispozitivele de pe fluviu sunt în stare de alarmă. Imediat porniți spre voi. Noroc și gândiți-vă că nu sunteți singuri. Știu că nu suntem singuri, mai este și ea. Cine? Aia cu coasa. Terminat. A sosit far. Transmiteți-i să plece cu toată viteza. Toată lumea coboară din mașini. Asta după mine, mama! Deagică! Deagică, eu lungă un truc! Sper că-s orde! Scapă mâna. O, nu, să te ferească Dumnezeu să superi pe Neagică. Păi dacă vrei să știi tot adevărul, să spun eu. Îi mai zice și la bărăția. La Morez s-a luat unul de mine mai înalt decât ăsta. Când a început Neagică să... Ia vezi pe ce am aici. Singur pe la asta, nu vezi și aici? Neapărat, altfel e nenorocire.
Câte magazii are vasă? Sunt 5 care, a treia lipită chiar de rezervoarele de motorină. Rezervoarele spline? Da, din registrul de order este că și-au făcut plinul azi noapte. Ce facem? Ne-ar trebui un costum de protecție. De unde iau niște pături? Pături? Hai cu mine! Se poate părăsi așa o navă, capitane? Frică, panică. Așa e omul. Lasă totul și numai să scape. Nu există nimic mai păcătos decât frica. Și la noi. Când nu mai poți stăpâni sonda și aud cum iese din măruntaiele pământului prăpădului Dumnezeu, oamenii se sperie. Ai văzut vreodată o erupție? Nu. Kilometri de țeavă sunt scuipați din pământ ca macaroanele. E de ajuns să ating o țeavă de alta, să fac o scânteie. Și începe o plăcere că nu mai uiți toată viața. Așa se poate întâmpla și aici. Din cauza presiunii, rezervoarele să sară în aer și motorina aprinsă să inunde tot sacii. Atunci s-a terminat. Să ce bine. Și ce-i de gând să faci? Desfac capacele rezervoarelor și trag focul la suprafață. Aha. Niciunul din ei n-are de poseidon o vechime mai mare de o lună. Să fim și toți? E tocmai de aia, uitați-vă să nu fi rămas unul de sămânță. Ce faci, mai Neagică? Unde te bagi? Las-mă să vezi tu, că doar nu pleci de aici. Pune mâna pe niște găleți, că-ți povestesc eu ce să faci cu ea. Fii atent, Neagică! Ai grijă să nu dai afară tocmai acum. N-ar fi mai bine să o lăsăm baltă. Vorba aia, am venit, am văzut, ne-am pus palma, am pus și ne-am cărat, nu? Păi și-am lăsat în barcă una mică și în orlie. Mi-a spus că toată viața n-a visat decât marinari. Nu-i vorba, că și mie mi-a plăcut, avea niște ochi, mamă, Doamne. Asta e mână de om viu. Parcă de acolo se aude. Ai văzut? Și-au luat hrană rece și-au pus-o pe sobă. Hei, puicuțo, Duduie, cine te-a ghis aici? Nu înțelegi? Asta e clandestină, vă spun eu. A adus-o unul pe vas și-a uitat-o aici. Ia, dă ranga-i încoa. Să scoatem la aer ca cu de ochii peste cap. Ia, lasă-o la mine. Ia mâna.
Marinescule. Marinescule, mă auzi? Marinescule. Crescute-vă, băiat. Aici e Angel. Marinescule. Marinescule. Toași corbe. Toași corbe. Pe Poseidon nu mai răspunde nimeni. Angele, du-te tu acolo imediat. O să vin și eu. Cum ajungem, dai de veste cei cu Marinescu și cu ceilalți. Nătică! Unde ești, nătică? Nătică! Nătică! Ce-i, domne, ce te-a spus, Nașa? Da, da, ai strigat? Credeam că dumneata. Nu. Întâmplă ceva, poeție, hai! Tu-ți luat, hai! Hai, gălătă! Hai, gălătă, acum! Hai, hai, gălătă! Gălătă-mă, lasă! O să ne omorâți cu sine! Ce-ați trântit acolo sus? Am mai pus niște vreascuri pe foc. Ce-am cântat eu, capitane? Pe vapor sunt 30 de cadâne. Prima aici, cuptor. Ce spui, domnule, femeie la bord? Pasager clandestin? Asta o căuta nebunul ăla. Cum o scoatem de aici? Vezi, poate are cheia. Cheia! Cheia! Unde e cheia? Nu înțelege românește. Zăchi, zăchi! Zăchi, URG! Ce dracu, asta nici englezește nu pricepe. La cheave, la cheave, dove la cheave! Tocledi, tocledi, puine, tocledi! A venit farul, m-a dus să văd care e situația. Mai aproape, mai aproape! Regiune maximă a drumului! La sala mașinilor! Ia uitați-vă! S-a spart o conductor, să ia foc. La dreapta! Dă-te! La dreapta! Dă-te de acolo! Fugi, dă-te! E pericol! Pericol! Fugi la dreapta! Fugi! La dreapta! Dă-te! E pericol, ne auzi? Nu mai stau! Fugi la dreapta! Du-te, du-te! Du-te, așa, așa! Du-te, du-te! E blocată, nu putem pe aici! Farul a și intrat în acțiune. Ce cu ceilalți? Stau la afumat, încolo e bine. Dacă veniți, aduceți costume de azbest și măști de gaze. Te ascult, Ioanide. Cum evacuezi? Metodic, organizat, cu sprijinul armatii. Dacă e cazul, cureți orașul în 3 ore. 3 ore? Unde îi duci? Mă rog, important e să-i scot de aici. Mișorează viteza. Marinescule! 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 No! Ce-i cu pompierii? Nu se văd? S-au împotolit acolo, râpă! Ați încercat ceva? Incendiul poate fi localizat? Imposibil! Grapățevele de motorină peste tot! Cum? Grapățevele de motorină peste tot! Chiar dacă vin pompierii, nu putem... Nu știu, motorina ajunge spre cale! Tocmai ne facem capacii de la rezervare, să dăm drumul bine, cale! Bine, continuați, mă duc să-i grăbesc! Trage la mal! Ai spus dacă e cazul. Vezi, eu cred că tocmai asta trebuie să discutăm. Dacă e cazul. Dacă o să fie nevoie, o să o facem. De ce să nu o facem acum? Ce așteptăm? Și panica. Ai văzut vreodată un oraș cuprins de panică? Da, am văzut. Într-adevăr, cu asta nu-i de glumit. Dar panica nu apare decât acolo unde lipsește capacitatea organizatorică. Ai dreptate, dar... Au sosit. Eu, ca primar al orașului, mi-am spus părerea și o mențin. Tovarășul Corbea, când vorbești cu Bucureștiul,
Te rog să le spui că există și o astfel de părere. Bine. Grăbiți-vă, că ajunge focul la saci! Hai, băieți, repede, degajați roata! Nu m-am dat adus? Nu! Păi ce așa cu apă? Chiar îi dăm! Tot azotatul ăla n-așteaptă decât o substanță organică. Spumant mai lipsește. Cu apă chiar, numai să ajungem jos, să treci. Cu autotunurile astea ce facem? Dacă le plasezi pe mal, nu bate apă până la vas. Pontoane! Vă aduc pontoane! Hai, dar repede, se poate? Păi ajungeți la mal, aveți pontoane! Mai repede! Gata! Vasul incendiat se află în acest punct. Iar la câțiva kilometri, combinatul siderurgic. 10.000 de oameni într-un schimb. Această construcție ne-a costat miliarde. În apropiere, orașul. Portul fluvial, șantierele navale, cartierele de locuințe. Ce facem atunci când totul este amenințat? Bună ziua, tovarăși. Bine că le prezinți orașul ca și cum n-ar fi Gălățeni. Ce facem? Evacuez. Nu sunt de acord. Mai întâi trebuie îndepărtat amenințarea. Tovarăși, din acest moment vă rog să vă considerați membrii comandamentului special pentru înlăturarea pericolului. Vi s-a explicat care este situația. Ce propuneți? Am putea scufunda vasul. Îl supunem unui tir de artilerie la bordaj. Ce zici, Macari? Scufundarea vasului ar bloca șenalul navigabil, iar incendiul ar continua. Pericolul exploziei rămâne. În plus, bombardare exclusă, orice capsă detonantă, orice proiectil poate declanșa explozia. Mă gândeam la trapele de autoinundare, dar nu știu unde sunt plasate. Și sunt de acord cu Macarie că scufundarea e ineficientă. Atunci ce să facem? Atunci să ne tocmim aici până de seară. Tovarăș Ioane, de mai vreți să mai acorzi 2 minute între patru ochi? Nu, aș prefera să discutăm aici. Poftim, vă rog să poftiți la mine în birou. Poți să-mi spui ce te-ai apucat? Ce ți se pare anormal? Că la arde, minutele trec și noi batem apa în pioa. Batem apa în pioa! Exact, sunt de aceeași părere. Eu aș vrea să hotărâm în unanimitate. Atunci pentru ce m-ai chemat? Puteți să hotărăști singur în numele tuturor. E șef al județului. Asumă-ți răspunderea. Dar eu, ca primar, răspund pentru oraș. Asta-ți cer, să răspunzi. Tovarășe Corbea, eu am un principiu. Nimic despre cei care ne-au ales fără ei. Iar acum e vorba de viața lor. Atunci să facem un plebiscit! Măi, omule, în viață sunt momente când trebuie să decizi tocmai pentru că te-au ales. De aceea și cer evacuare. Și ce o să le spui oamenilor? Că sare orașul în aer? Că s-ar putea să murim cu toții? Oamenii nu vor crede că a existat acest pericol. Nici după ce va trece, dacă va trece. Iar tu îi vezi pe toți încoronați, părăsind orașul cu cântec înainte marș. Îmi mențin opinia. Bine. Dacă n-am reușit să te conving, o să fac exact ce mi-ai propus. O să-mi asum eu răspunderea. Da, sigur. La mine se văruiește. Ai aflat de un vas incendiat pe Dunăre? Perfect, înseamnă că n-au aflat prea mulți. Îți trimit o mașină să te aducă la mine în 5 minute. Pe drum să te gândești la tot ce poți să-mi spui în legătură cu un vas incendiat încărcat cu azotat de amoniu. Dar unde e vasul ăsta? Bine, viu! Veniți repede în pace! Sunt puterii acolo!
Mai repede! Pe aici! Pe aici! Hai, 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 hai! Fii atent! Tovarășe colonel! Permite să raportez. Am găsit două puteli calde, tovarășe colonel. Verificați tot vasul metru cu metru, să nu mai existe și alte recipiente din care pot exploda. Raportez. S-au găsit butelii de aragaz lângă bucătărie. Poate mai sunt și alte de la cambuză. Trebuie aflat urgent de la echipaj dacă nu mai sunt și alte tuburi, butelii sau alte recipiente care pot exploda. E foarte urgent, tovarășe secretar. Întrebați echipajul. E urgent. Am ordonat și eu un control, dar e foarte dificil. Bună ziua. Certitudinea exploziei, în primul rând, cred că... Sigur, sigur. Am să întreb. Da, da, da. Marinarii din echipajul lui Poseidon, unde sunt? S-au pus la adăpost. Cinci am găsit. Luați imediat legătură cu ei acum. Aflați dacă pe vas mai sunt tuburi de oxigen, butelii de aragaz sau orice altă sursă de explozie. Imediat. Și comunici lui Coman. Am înțeles. Perfect. Dacă n-ar fi vorba de un asemenea explozibil, alta ar fi situația. Azotatul mai de amoniu... Mai lasă-l dracului de azotat de amoniu, doar nu e dinamită, tovarășe. Dați-mi voie, bună dimineața. Bună dimineața. Un asemenea îngrășământ poate câteodată să fie mai periculos decât dinamită. Bravo, vedeți, profesor, vedeți? Te-am chemat aici să ne dai curaj. Ai început-o bine, nu te sfii, dai drumul. Ce cantitate este la bord? 4.000 de tone, e suficient? Asta înseamnă cam 25 de kilograme pentru fiecare locuitor al orașului. E de ajuns. Da. Uitați-vă, eu nu vreau să spun pe nimeni, dar dumneavoastră mi-a spus să vă comunic tot ce știm în legătură cu azotatul. V-am adus aici niște cărți și niște reviste. În 1947, o cantitate de numai 3.000 de tone care se afla pe un vas care a luat foc în portul Texas City a ucis 1.500 de oameni, a distrus o treime din oraș, a provocat avarii grave pe o rază de 8 km și un imens incendiu, vedeți aici. Mai înainte, în 1921, la Opau, explozia a produs un crater cu un diametru de 120 de metri și o adâncime de 90 de metri. O altă explozie la Brest, în Franța... Profesor, aici nu e Texas City. Permiteți-mi să vă atrag atenția că formula azotatului de amoniu este pretutindeni aceeași. E adevărat. Dar oamenii sunt alții. Da, dar să știți că mor la fel. Primarul propune imediat evacuarea orașului. Nu cred că este cea mai rea idee. Vedeți? Vedeți? Iar o luăm de la început? Tovarășe profesor, ești chimist. Explică-ne o dată clar pentru totdeauna în ce condiții explodează nenorocitul ăsta de azotat de amoniu. Dar ce dracu, că doar e îngrășământ agricol pe care țăranii îl întorc cu lopata pe câmp. E un îngrășământ pe bază de nitrați. Și când sare în aer? În anumite condiții. La o temperatură de peste 300 de grade, sub presiune și mai ales amestecat cu motorină sau alte hidrocarburi. Se pare că pe vasul ăsta există toate aceste condiții. De altfel să știți că e vorba de un tip de reacție a cărei cinetică nu a fost încă elucidată total. Pe urmă, mai poate exploda și prin simpatie, datorită undii de șoc provocată de alte explozii. Și ce propui? Eu? Crezi că te-am chemat aici ca să ne sperii cu Texas City? Trebuie să studiez. Cât? Nu știu. Mai trebuie să mă consult și cu alți colegi. Profesore, ți-ai făcut testamentul? Nu cred că e cazul. Dacă va fi la fel ca în Texas City. Atunci nu prea o să avem ce lăsa urmașilor. Dumneata trebuie să găsești o soluție neutralizatoare. După câtă chimie știu eu, orice reacție și-are contrareacția ei. Te rog. Voi merge pe vas să iau o probă. Nu-i nevoie, să metem noi proba pentru analiză acolo, la laborator. Timpul e același. Mă prefer să văd eu cu ochii mei. Dacă bine, perfect, șalupa ne așteaptă la chei. Trebuie să dau un telefon la laborator. Nu-mi poftim. Toată lumea merge cu mine, în afară de cei care au sarcini aici. Tovarășe Oride, sigur că sunt de acord să ia măsurile necesare preventive pentru cazuri extreme, dar evident că... Aplicarea lor nu vom decide decât în ultimă instanță. Da. Am înțeles. Poftiți, poftiți. Au terminat. Luați-o înainte când ajung. Ticule, doar nu te duci. De ce nu? Și noi ce facem? Toată lumea vorbește că... Care lume? Păi, Adina mi-a telefonat și străulește. Ei împachetează. Să împacheteze pe... Iartă-mă. Tu să faci așa cum am spus eu. Te duci acasă, iei copii, te plimbi pe stradă, pe jos, să te vază toată lumea. Să fii liniștită, calmă. Dacă te întreabă cineva, să spui că-s prostii. Ticule. Te rog, Ileana, am și așa destule griji. Tu nu te gândești că sunt o femeie. Dar ești femeia mea. Când am primit munca seara, de altă părere. Dar acum avem 3 copii. Avem și o să mai avem. Te rog. Fă așa cum îți spun eu. Hai mă, sufletelule, fii ascultător, că ți-aș putea fi mamă. Păi muncesc acolo flămânzi și nouă ni se strică mâncarea. Mâncați-o?
Păi cine să o mănânce frumușelul, Maichi? De nuntă crezi că ne mai arde nou acum? Hai, du-ne până acolo, că de trei ori ne-au întors pompierii și uite, se supără oamenii ăștia. Să tot tragă la vâsle de asurda. Zii, măi, omule, și tu câte ceva, ce te uiți așa apagubă? Lasă-mă, nașă, că sunt cătrănit. Ce-i trebuia lui Dicu să se baze ca proastă în fură? Ia să-i spui lui asta, auzi? Am să-i spun. Ficiorașca, avem pilaf de curcan, avem sarmale, o țuică de scrapă măseaua. Uite, un coș întreg îți dăm și ție și damigeana asta. Da, salam ai. Ce salam? Parizel. Tu n-auzi, mă, că am pui la frigare, pâine în țăs, sunt vin puterea ursului. De unde dracu să-ți dau parizel, mă? Păi vezi, nu te orienta, eu aia mănânc. Încă te-ar puri ce să te mănânce. Ia, ține coșul ăsta, că-ți dau eu și parizel. Să-l văz întâi. O, stați, arămâneți astea. Băguță! Mă, du-te de unde știi și adu-n parizer! Zici și de muștar. Și muștar, mă! Bine, bine! Dar colivă nu vrea! Iauzi, colivă nu vrei? Nu. Hai, pleacă de aici, că ne plângi! Ia cica aici! Hai să auzi! Păi altul mi-a dat eu! Ia cica, uite, nu mă lasă! Lăsați-mă! Hai, mă, ce mai eu! Mergeți, vă rog, după mine. Aveți grijă. Ce fac acolo? Se scot capacele rezervoarelor să nu explodeze, dar nu vă opriți pe mașină prin. Mergeți, mergeți! Asta e cala numărul 4. Ceva mai departe de centrul incendiului. Aici, cala numărul 5, în fiecare dintre ele, peste 15.000 de sați. N-ar putea fi descărcați? Imposibil, ne-ar trebui o săptămână. Iar să-ți fac o conductă, că răbdiți-vă, vă rog. Să mergem, am nevoie de un sac întreg la mai vânător. Repede! Jetă la baza focului! Ajută dumneata! Tovarăși, te riscați să mai rămâneți! Tovarăși, cel mai important lucru e să mențineți cât mai scăzută temperatura! Da, știm, știm, tovarăși profesor, dar conductele sunt uzate, pleznesc peste tot, nu rezistă la presiune. Stăpânim greu situația. Să mergem, haideți, tovarăși! Stăpân. Barbate!
Este de datoria mea să vă previn. Explozia mi se pare iminentă. Iminentă? Cât de iminentă? Vrei să spui că de neevitat? Exact. Când se va produce? Poate acum, poate câteva ore. Trebuie măsurată continuă temperatura. Evitat cu orice preț punctul critic. Ea, să vă previn, va continua să crească. Da, să luăm partea cea mai rea, să spunem că aveți la dispoziție maximum 3 ore. Remorcați-l până într-o zonă în care distrugerile să fie cât mai mici. Și, pe urmă, Dumnezeu cu mila. Nu-mi place mila lui Dumnezeu. Unde te bați, femeie? Unde te înapoi? Pleacă, femeie! Pleacă de aici! Chicule! Chicule! Pleacă! Cum ai ajuns aici? Ce faci, marinesc? Până ai vizărit partea aia, nu te poate face de calamă deloc? Stai jos, toți civilii de aici! Civilii ești dumneata, eu am venit aici cu un loc! Unde e bărbatul? Dar e vin de cine ești? Dar eu cu cine am onoarea? Cobor odată, nu femeie! Nu cobor, eu aici am venit, aici rămâi! Chicule! Așa, pare! Chicule! Chicule! Populată zonă e în sus, spre insula Marea Brăilei. Ca să ajungem acolo, avem nevoie de o oră și jumătate. Din păcate, mie o asemenea soluție mi se pare exclusă. De ce? Mergând contra curentului, timpul ipotetic de care dispunem se reduce cel puțin la jumătate. Și explozia ar putea să distrugă combinatul siderurgic. Eu nu văd decât o singură ieșire. Să trecem vasul prin oraș. Profesore, ți-am cerut o soluție neutralizatoare. Dar o asemenea soluție nu există. Caut-o, trebuie să existe. Teoretic, dar practic. Cum să neutralizez o masă ca asta închisă în pânte cu un evapor ca într-o bombă? Sunt 4 milioane de kilograme, vă rog să realizați. Realizez, dar cum să trec cu vaporul prin oraș? Cu calm și asumându-vă toate riscurile. Mata ți-a asumat o astfel de răspundere. Eu nu sunt pus în situația să-mi iau asemenea răspundere. Dar mi-aș lua-o. Du-te și spune să se ferească! Hai, du-te! Ascultă-te, cale! Chicule! Cine-o? Chicule!
s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nimic, nimic, nu s-a întâmplat nimic. Totul e în ordine, tovarășul secretar. A fost scos capacul de la rezervorul 2. Altfel era pericol de explozie. Focul s-a întins pe punte, dar s-a depărtat de azotat. A lucrat foarte bine voluntarul ăla, Gico Brișan. Bine, transmite-i mulțumire. Liniștește-te, Colangelo. Gico! Uite-l! Gicule! Angela! Gicule! Gicule! Ai adus? Hai să luăm. Tilic, unde să ia? Pa aici, Samuel e la spital, s-a rupt un picior și șoldul. Ceilalți e bine. Cum a fost? Ce? Ai zburat ceva? Am zburat, ce să spun, agreabil. Să știi că îmi place. Când te lași de marină, te iau cu mine la sonde. Se câștigă grasa, auzi? Ei, dar tot eram eu naș la o nuntă. Hai să nu mai ce gustare. Hai, hai, hai. Toți avem buză, mai prindeți-ne, vă. Uite pe la pâine. Hai, ia. Și bocești, mă. Mai bine zi una de-aia. Hai, azi, Viola. Oh. Ia o înghițitură. Măi, măi, femeie, acum lasă-mă să mănânc. Pe care s-o zic, Nacic? Păi, aia un naș. Ce frumoasă este viața, cât de apucă dimineața. Dimineața la șosea, cu nevasta altuia, cu nevasta alăturea. Să rămână cu Angela. Am și pentru dumneata un. Când se duce luna la culcare, cine stă și bea prin cârciumioare, e neagică bate din norocul. Ce ne ajută ca să stice focul? Cu Anancelă mă trantești și pe mine? Da, da. Ia. Mănâncă. Cu Anancelă e făcută bine, dar mă duc numai Rumenescu. Du-te, mă, și plăjești. Păi mă duc pe mâine, dacă nu mă duc. Uite unde se duce. Măi, Tilic, ai nebunit? Deci, spuneți că dacă ținem seama de toate datele, avem la dispoziție în mod sigur o oră, o oră și jumătate. Așa e? Da. Eu m-am lămurit. Profesor, îți mulțumesc pentru sinceritatea dumitale. Hotărârea trebuie luată numai după ce consultăm părerea tuturor. Chemați la mine pe comandanții de nave, pe comandantul pompierilor și pe voluntarul ăla, știți voi. Eu aș pleca înainte la combinat. Vreau totul să încerc ceva. Foarte bine. Părerea dumitale o cunoaștem. Marinescule, ce cu tine? Marinarul ăsta, bă, ăsta care a spus-o de fapt. Zici că înainte de a găsi o ascunzătoare, a cercetat tot vasul, da. Știi? Și că singurul punct unde s-ar putea face o deschizătură ar fi acesta. Uite! Ce topală face? Intrăm de acolo și blocăm pătrunderea motorinei. Apoi scoatem cât putem din încărcătură și aruncăm în Dunăre. Tot pe acolo putem bomba și apă. De cap se l-a întrebat? Aoleu, nu? Treabă! Tovarășul Brișan, ați făcut o treabă bună, vă mulțumim. Acum poate ar fi mai bine să plecați la nuntă. Vă dăm așa lucru. Eu aș mai rămâne puțin, poate găsesc fata aia. Bine, cum vreți. Hai, hai, gata, du-o. Hai. Cu Anancelă, la duc eu. Hai, bine. Brișan, te poftește tovarășul Brișan, că da. S-ai uitat asta. Uite așa. Las-o, las-o, ce că-i urmă. Dar de ce să o las? Eu o storc. Deci nu evacuăm orașul, ci scoatem pericolul din oraș. Dar orice greșeală în timpul acestei acțiuni poate fi fatală. Tovarășe Voron, vasul dumitale poate să-și îndeplinească atribuțiile din mers? Să încercăm. Ce zici, capitane? De care la vale? Dacă trebuie. Dar de ce să nu-l ducem în sus, înspre Brăila? Pe Ploiești, doamne, pe Ploiești! Adică să ducem moartea la ei. Dânsul face parte din comandamentul nostru? Nu. Din țara asta. Câte tuburi de oxigen aveți pe vas? Oxigen! How many? What? How many? How many oxygen and gas cylinders? Five! Ce că five? Ne-am nenorocit. Four! Five!
Four! Five! Four! I saw it myself at the loading! I saw it at the loading! Four, suntem în aer. Catastrofă! Salamandre! Cine este pentru? Pentru ce? Pentru ce ne-am propus. Să continuăm operația de stingere în afara orașului într-o zonă mai sigură. Asta ar fi ca o sinucidere colectivă. Știți că în Port mai sunt încă două vase cu azotat, iar în Dane peste 10.000 de tone. Știm. Spune mai bine dacă ești gata cu pregătirile pentru evacuare. Da. În plus am organizat și evacuarea azotatului din Dane cu echipe de muncitori. Dar cu fabrica de oxigen lichid, ce facem? Destul. Ce facem? Destul. Ce... Destul. Cine este pentru? Dumneata n-ai nicio părere, tovarășul. Oprișan. Gheorghe Oprișan. Și eu sunt comunist, deși nu fac parte din comandamentul de care vorbea dumnealui. Dar dacă e nevoie de părerea mea, cred că e singura soluție. Ioanide? Eu mă abțin. Nu merge. Albă sau negră? Mă rog, contra. Bine. Mai sunt două ore. Luați toate măsurile. Catastrofă! Ce-i omule? Cu dumnealui. Si. Mai există un tub. L-am întrebat pe marinar. Mai există un tub, nu l-am găsit. Ce facem? Trebuie scos. Sare ăla în aer și ne schimbă ordinea de zi.
ajuns. Până la șantier. Dacă nu-i scot, mă las de veselie. Pregătiți totul, viu imediat. Temperatura maximă în sala mașinilor și în cale 260 de grade. Crește aproximativ un grad la 2 minute. Da. 2 minute, un grad, asta înseamnă circa o oră, o oră și 10 minute. Peste o oră, vasul va fi cam în acest punct. Va depăși orașul, dar unda de șoc va primejdui șantierul naval și cartierul de locuință est. Cam câți oameni sunt în acest cartier, tovarăși Ioanide? Cam 10.000 de suflete. Propun să luăm toate măsurile pentru evacuarea acestui cartier. Dar nu pornești fără ordinul meu. Te duci la șantierul naval, evacuezi oamenii, asigur toate navele în construcție. Pe aici, dacă nu trec eu, nu mai trece nimeni. Să încercăm mai jos, prin spatele rezervoarelor.
sunteți sonar să părăsiți șantierul și să vă duceți la casele voastre. Tovarăș, nu există nicio primejdie, s-au luat toate măsurile. Tovarășe primar, dacă s-au luat toate măsurile, cine-i trimiteți la plimbare? Știe toată lumea că e vorba de explozie. În basura sunt sași din aia din care am descălcat în dare. Dacă e așa, mai pune mâna odată. Oameni buni, orice risc este inutil. Tovarășe Ioanide, spune drept, câți sunt acolo? Mulți. 80.000, peste. Dacă e așa, ia dă-mi coadră covenia asta. Să le spun și eu o vorbă. Fraților, vă vorbește Gole Damian, șeful brigăzii a 300. Toată brigada schimbului meu e aici, toți sunt sănate. Acolo sunt 80.000 de sași, noi câteva sute. Hai să aruncăm în Dunăre. Ce faci, omule? Ai înnebunit? Tovarăș, m-am spus să vă duceți la casele voastre. Asta e curată nebunie. Tovarăș! Capitane, uite ce ajutoare ne vin. Tovarășe Angel, ce facem cu ei? Eu ăștia mai mult ne încurcă. Cine i-o fi trimis? Dați-vă jos! Marș, colonel! Ce este? Ordonați să ridice scările! Să nu se urce nimeni! Bine! Neagule! Să nu se urce nimeni la bord! Să urce jos, bă, care mai e înapoi! Mai ridică și costele! Asta de bord! Înapoi! 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 Ce vreți să faci? Facem ce nu v-ați zis sau prin cap! Peste bord! 80.000 de sași, dar cum o să-i scoatem? O să-i scoatem cum o puteam! Înapoi! Înapoi! 1.000, 2.000, 5.000! Nu se poate în cale! Acolo e moartă! Las că nu mă sperie eu de ea! Foarte bine! Așa, așa, așa! Hai, băieți, hai! Ce faci, om? Lasă-i pace, altfel nu te înțelegi pe ei. Băi, neacutare, ce ești matare? Cu doamna la șantierul naval. Atunci nu ți-e frică de foc. Haide! Hai, dacă vreți să mă convingeți! Haideți, băieți, încercați! Hai! Bravo! Așa! Aruncă-l, mă, n-apă! Nu uitați să știe cu ăștia! Hai! Și profesor, veniți să vedeți. Cred că putem folosi soluția pe care o avem. Tovarășe colonel, nu mai putem risca. Conform planului stabilit cu tovarășul Ioanide, începem evacuarea. Un moment. Da. Ai găsit neutralizatorul? Nu încă, dar practic putem face ceva. Bravo, ce? E vorba de un refrigerent care poate coborî temperatura cu câteva 10 de grade. Dacă ați auzit. Mai câștigăm o oră, cu o condiție însă. În 10 minute trebuie să fie aici helicopterele. Vor fi. Tovarășe colonel, imediat toate helicopterele la combinat. Imediat. L-ai trimis? Perfect. Mai avem o oră. Profesorul a găsit ceva. Până unde poate ajunge vasul ăsta într-o oră? Kilometru 130, o zonă aproape pustie, doar un sap de scăresc. Poți să-l evacuezi? Da. Acționează. Da. Da. Vorbește, omule, mai liniștit. Nu aud nimic. Pe Poseidon. Pe Poseidon. Aici se petrec lucruri neprevăzute. S-au urcat vreo 200 de inși, oameni din post, dintre cei care au evacuat azotatul din Dan. Dar de ce s-au urcat? Păi au crezut că pot să descarce vasul și acum mai mult încurcă decât ajută. Scoate-i de acolo! Nu pot! Nu mai am nicio autoritate asupra lor. În schimb, mă simt și cam rău. Te rog, te rog să vii, să vii urgent. Calm, Ioane, de calm. Vin imediat. Cred că pe ei se poate să trăiască. Poate reușește să ajută.
și eu. Pașa. Ia uite la ăștia. De unde ar fi apărut? Lichele de prin port, a venit să fure. De jos? Da, mai ești jos. O, cabină. Sunt acolo. Uite, e cabină lui Tarek. Tu mă spune, mă, mamă. Tine. Pune-l, pune-l, șase de cabină. Ia-l, mă. Ia-l, mă. Faci puișor. Ia spune Tobie. Lasă-ne că avem treabă. Hai. Vino cu cuțitul ăla și bagă-l în mine. Hai, mă. Hai că dacă nu vin eu la tine. Ți-e frică? Hai că dacă ai pus mâna pe cuțit, trebuie să știi ce să faci cu el, nu? N-am nimic cu fatale, eu nici de ceilalți nu m-am legat, dar de ce să te avie, nu? E, nu, că acum am eu ceva cu tine. Ce faci dacă aici? Hai! Hai! Ce-ți fac eu acum? Ești puțin afară. Pe punte sus. Hai! Se stăvânt șapte! Este să nu-ți nu! Te descurci tu! Cum ai învățat să furi să vezi să nu-ți acum? Ia și colacul! Thank you.
faci, Ioane? Sunt momente când orice ai face nu mi-ai pus ține în mână. Într-un fel m-au contaminat și pe mine. Sunt momente când lipsa de disciplină poate strica totul. În 2 minute părăsiți nava! Ne-am asumat și așa destul de risc. Ce temperatură e în cale? Aproape 300 de grade. Nu puteți lua oamenilor dreptul acesta. Care drept? De a încerca să salveze orașul. Așa cum se pricep și cum pot. Am dreptul să-i opresc la anarhie. Aici nu-i vorba de anarhie. Păi anarhie, înțelegi odată pentru totdeauna, mai gore. Ne cunoaștem de viață, nu vă greutați. Ia-ți oamenii și pleacă. E vorba de orașul nostru, de familiile noastre. Tocmai de aia. Ce-i cu asta? Opriți macaraua! Interzic cu desăvârșire! Salupa! Dă-mi salupa! Extazis cu noi! Toată viteza! Toată viteza! Toată viteza! Toată viteza! Toată viteza! Săriți pe șalupă! Săriți! Săriți! Părăziți șalupa! Salvați-vă! Aș mai încerca o dată să mă duc după marinar și după fata aia, poate găsesc. Lasă-mă, omule, în pace! Fă ce vrei. Dă fuga în oraș. Explicați populației ce s-a întâmplat. Preveniți cu orice preț panica. Ce să facă în oraș? Pericolul este aici. Este 200 de minute. Vom fi destul de departe și ar fi păcat ca din cauza explozii și alupii să înceapă panica. Ați văzut? Din aer. Temperatura? În cale peste 300 de grade. Unde sunt termosondele? Să vedem aici. Pascale. Ca 20 de minute, apoi încă pe atâta ca să ne îndepărtăm cu toții, căci acum nu mai trebuie să pledez pentru evacuarea totală a zonei respective. Da, să mergem. Mișcare mai repede, că vine altul!
gata, gata, aici nu mai avem ce face. Ascultă-mă și pe minunată că e de rău. Mi se spate ochiul, sunt ceva disperiat. Mă, Tirico, ți-am dat liber de mult, de ce nu pleci, mă? Tu nu vezi că am treabă? Vrei să las doi oameni să ardă în cuptorul ăsta și o să mă duc la nuntă să te ascult pe tine cum scârții la vioară? Scârții? Adică de rupli că rămata. De ce, mă? Păi cum, mie mi-e frică. A, ți-e frică? Păi atunci stai aici, uite-ți-mă siguranță. Unde vezi pe ta siguranța asta? Temperatura a crescut din nou. Ce-i asta? Cu azotita, înapoi, e foarte toxică. Toată lumea, măștile de gaze! Vă rog să vă depărtați, măștile de gaze! Am înțeles, echiparea cu măștile de gaze! Mă repede! Turnați refrigerele! Ordonanța abandonarea vasului lichidă să nu poate face minuni. Suntem destul de departe de oraș. Ne-ar mai trebui câțiva kilometri. Fiecare secundă contează. Poate exploda în orice moment. Anghele, fii gata. Înțeles. Până pregătește el manevra, ne mai depărtăm puțin. Mai sunt putare! Trei doasele! Toate aici! Vă rog să mă iertați. Eu aș mai încerca o dată să pătrund în cale. Îmi spune inima că ea doi mai trăiesc. Anghele! Ai încercat toate posibilitățile de salvare. După cum v-a raportat înainte, am încercat absolut tot. Deși n-au mai dat de mult niciun semn de viață. Bine. Dumneata ai copii? Trei. Atunci du-te la ei, că au nevoie de tată. Da, dar tatăl lor e Gică Salamandră. Cum o să le spun eu că am lăsat doi oameni să ardă de vii? Lăsați-mă să mai încerc o dată. Și vă rog să dispune să-mi dea și mie câteva găleți din soluția aia. Bine. Ia tot ce-ți trebuie, dar peste 5 minute te prezinți la mine singur și fără acte de eroism inutil. Bine. Mâine, Gică, îmi dai voie să spun și eu ceva? Ce vrei, mă? Mă, tăl nu e sănătos, bă, iartă-mă. Nu te mai băga pe neagică. Lasă. Mi-am ars toate degetele de la mâini. Cum o să mai cânt eu? Cel mai mare artist de culoare din Boreni. Confirmă evacuarea zonei. Incendiul nu poate fi stins înainte de temperatura critică. Orașul și oamenii sunt practic salvați. Gata, Anghele, dă comenzile necesare. S-a înțeles. Haideți-ne. Dezamarat remorcerul! Să-ți pare, ha! Hai, hai, hai! Ancorați nava incendiată! Treceți pe celelalte ambarcături care părăsesc imediat zona! Evacuați vasul! Toată lumea pe farul! Trebuie să plecăm, plecăm. Trebuie.
command! Mă, eu te-am mai bătut de rău. Lasă-mă. Vezi cum ești? Eu te-am scos din cuptorul ăla și tu îmi pare rău. Mai bine ai grijă de el. Nimic grav! Am scăpat!
tovarăși. Prieteni, am scăpat! S-a terminat! Dar ce cu Oprișan unde e? E Oprișan. Adevărat. Unde e salamandra? Căutați-mă. Căutați-mă. Iute-mă.